Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a depus luni plângere împotriva președintelui Klaus Iohannis la Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Totul în urma afirmațiilor șefului statului cu privire la așa zisa înțelegere dintre socialdemocrați și UDMR pentru autonomia Ținutului Secuiesc. Klaus Iohannis, 2014. Cum poate cineva să afirme în spațiul public că cineva vrea să rupă Ardealul sau să ducă la o învrăjbire a ardelenilor împotriva oltenilor? Astea sunt cretinisme. Așa ceva nu ai voie să spui. Cu toate acestea, Iohannis a putut, în 2020, din disperarea de a ascunde incompetența, lipsa soluțiilor concrete, prostia și corupția guvernului pe care îl conduce. Acesta este motivul pentru care am depus azi plângere împotriva lui Klaus Iohannis la Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Președintele trebuie să răspundă pentru acuzațiile grave de incitare la ură pe care le-a făcut fără să aibă o minimă probă, a scris Ciolacu pe Facebook. Președintele Klaus Iohannis a criticat săptămâna trecută proiectul de lege privind autonomia Ținutului Secuiesc și a susținut că PSD a ajutat UDMR să treacă acest act normativ în Camera Deputaților. Șeful statului a revenit cu precizări referitoare la acest subiect. Am făcut atunci niște afirmații și sper să fi fost bineînțeles. Eu nu am nici un fel de problemă cu persoanele de etnie maghiară. Îi cunosc pe mulți, am avut mulți colegi, am în continuare colegi, îi respect. Marea majoritate sunt oameni de treabă harnici care își văd de ale lor. Problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD, care culmea au încercat să promoveze legislație care privește autonomia Ținutului Secuiesc. Este surprinzător și recunosc pentru mine și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră supărător. Au încercat să se scoată pesediștii și după scurt timp au introdus legislația în Senat unde au picat-o, dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă inițiativă a UDMR-ului, care practic se constituie într-un cod administrativ paralel cu cel existent deja, un fel de cod administrativ în varianta UDMR. Acest cod administrativ introdus de UDMR în circuit parlamentar prevede, de exemplu, ce credeți, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. De data aceasta, PSD-ul nu poate să spună că nu a știut, fiindcă această inițiativă a trecut prin comisiile Senatului, unde membrii PSD au votat pentru. Acum, probabil, după ce am arătat public ce se dorește iarăși din partea PSD-ului, vor găsi o formă să voteze împotriva și acestei legi. Însă, nu putem să ne facem că nu vedem cum PSD-ul este evident în situația de a promova anumite acte administrative, legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, ori așa ceva este pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi. Comisia Comună Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații se va întruni marți pentru a solicita SRI un punct de vedere referitor la declarația președintelui Klaus Iohannis din data de 28 aprilie cu privire la adoptarea tacită a proiectului UDMR legat de autonomia Ținutului Secuiesc.